Hello! Bună dimineața! Pe o scară de la 1 la 10, cât de enervant este. Stați că m-am speriat de reflexia. Ring light-ului din geam. Deci ring light-ul care e în spatele vostru se reflectă în geam și m-a speriat că am văzut o umbră albă și zic what the heck, ce e acolo? Cine e la mine în curte? Dar nu, e numai ring light-ul meu. Așa, revenim. Voiam să vă întreb pe o scară de la 1 la 1 milion cât de enervante sunt alea căplicări așa în ochii voștri și după cum vedeți eu sunt foarte hype astăzi și am o energie foarte bună. Nu e problemă că se găsește cineva să mi-o strice întotdeauna când am energie bună și am un vibe bun. Se găsește cineva să-mi strice energia asta și vibe-ul? But whatever! Și dacă nu se găsește nimeni, cu siguranță regimentul de vase din chiuvetă o să rezolve problema. Dar ce faceți? Neta! Este o zi atât de urâtă. E atât de urât. E urât rău de tot afară. E urât de moi. E întunecat. E așa. Și cred că e și rece. N-am ieșit până acum. Stați că e ceva pe jos aici. Așa. N-am ieșit până acum. Am zis că mai stăm un pic. Nu mă grăbesc. Pentru că, ci că-i frig. Și eu cu frigul știți că nu ne iubim așa, că mai aștept un pic, o să mă duc să le dau și la fete să mănânce. Mai au ele bobițe, că am verificat aseară și aveau destul de multe boabe, deci nu-i problema. În rest, foarte happy după cum vedeți, am foarte multă treabă astăzi. Mi-am mai făcut o cafea, tot ca să mențin energia și tonusul de astăzi. Deși să știți că la 6 când m-am trezit eu, nu voiam să mă trezesc, adică mi-era silă, mi-era lene și mă doare și un deget, că nu v-am zis, dar ieri, când am fost la film, de în cauza cringe festului care a fost filmul, la un moment dat mi-am dat seama pe la jumate filmului că de nervi îmi rodeam unghiile. Lucru care nu mi s-a mai întâmplat de foarte mult timp, să mă enervez de ceva atât de tare încât să simt nevoia să-mi rod unghiile. Pentru ce nu știe, sta să mă așez. Da-ți aia! Hola! Și să vedeam mai jos. Așa, pentru cine nu știe, eu mi-am ros unghiile foarte, foarte mult timp, adică însemnând ani buni din existența mea, chiar și prin facultate mai rodam unghiile și am reușit la un moment dat să scap, pentru că mi-am impus să scap de treaba asta, fiindcă am vrut să-mi crească și mie unghiile cât de cât. Și acum nu mi se mai întâmplă decât atunci când este pe fond nervos. Și mi-am scos un colț de aici, de la unghia asta, jumulind cu dinții și mă doare de leșin. Da, și de dimineață nu voiam să mă trezesc, chiar așa, dar mai vreau să dorm. Știți că am senzația că am intrat și eu în hibernare, ca animalele. Și ci că e adevărat, să-mi spuneți și voi dacă simțiți același lucru sau sunt doar eu dereglată. Știți că eu sunt aia cu trezitul de dimineață. Acum mă trezesc la 6, nu e nicio problemă, e ok. Dar... e cum a venit iarna... Parcă mi este foarte greu să mă trezesc de vreme și am nevoie de mai mult somn. Și chiar auzisem că este o chestie foarte reală, că într-adevăr și noi, ca și restul animalelor, nu doar că economie de lumină și bla bla bla, bazaconii din astea pe care ni le inventează ăștia, ci chiar avem nevoie de mai mult somn pe timpul iernii, ca să se refacă organismul, ca să reziste, ca să la 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 la. Efectiv, deci vara, dacă dorm 4-5 ore pe noapte, sunt avion, sunt fresh, hai să mergem la maraton. Și acum, oricum, trebuie să zic că astăzi, da, mi-a revenit energia față de ieri, că nici eu n-am avut energie foarte multă. Deci mi-am dat seama ieri când eram în autobuz spre asta, spre mall, că era, stați așa, că stați pe șervețelul meu. De ce stați pe șervețelul meu? Dă-te. Așa, că am vărsat niște cafea pe aici. Iar când eram în autobuz, mi-am dat seama că mi-era puțin greață și chiar abia așteptam să mă dau jos din autobuz, adică era așa. Da-i bine, așa. Astăzi, ce facem? Am zis că am foarte multă treabă. Hai să vedem. Văd că bate vântul. E bine că și-a pus vecinul meu un steag, dita mai steag în vârful porții, ca să văd și eu dacă bate sau nu vântul. Mare patriot, dacă îl întreb pentru ce este acolo, habar n-are. Sau dacă îi întrebi ce reprezintă 1 decembrie, habar n-au. Da, ei și pun steaguri. În fine, trecem peste. Ca 90% de altfel.
Avem multă treabă. Să vedem, poate mergem și afară. Trebuie să scot fetele la plimbare, că mă ucid. Dacă nu le scot și astăzi la o plimbare de aia lungă, sigur o să mă mănânce. Cum ies, ați! Mă papă. Și am niște colete de desfăcut, pentru că s-au adunat câteva colețele de când am venit. Deci trebuie să le desfac pe alea, vreau să fac un pic de ordine, poate aranjez biblioteca asta și terminăm de decorat și mai fac eu alte chestii pe care mai am de lucru așa astăzi, mai am niște chestii de făcut și săptămâna asta trebuie să mă duc și la Târgoviște, iac, whatever, mergem și la Târgoviște, în cândva, dar nu azi, nu azi că n-am chef azi, nu, așa, bine, so, mă duc să mă îmbrac și eu ca omul, că de pieptănat m-am pieptănat, am verificat, nu mai am reziduri de mascara. Așa. Și hai să vă arăt ce am în coletele mele. Okey-dokey, Smokey. Astea sunt coletele. Dar înainte de colete vreau să vă mai vorbesc despre două lucruri. Dar da, avem aceste colete pe care le las momentan jos că-s grele. Așa, și vreau să vă mai vorbesc despre două lucruri. Când am fost la Cluj, bineînțeles că am trecut pe la Vioris. Da, mă rog, nu o să stau să discut despre magazin, dar am trecut pe la Vioris, fiindcă eram hotărâtă să-mi iau Paradise-ul în format mare. Și l-am găsit, l-aveam numai în varianta de 50 de mililitri și mi l-am luat. Și miroase divin, 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 divin. Dar, dragilor, m-am îndrăgostit de un alt parfum acolo, mirosind testerele, care se numește Tubi. Este genul de parfum pe care n-ai fi zis niciodată în viața asta că o să-l port eu, pentru că este dulce. Multă lume ar putea să zică că e super dulce, dar este dulce cu o notă ceva elegantă, florală în spate, care îl face puțin sofisticat, adică îl face puțin altfel. Nu știu să zic a ce miroase, dar miroase bine. Și este destul de puternic pentru cât e de dulce. Acum o să mă dau puțin cu el. Dar îmi place atât de tare. De Doamne, numai pe ăsta l-am purtat de când am venit de la Cluj, numai pe ăsta îl port. Miroase super bine. Și partea proastă cu Vioris în momentul de față este că au rămas fără ambalaje și furnizorul de ambalaje a tot întârziat să le livreze și de-aia dacă vreți să dați comenzi, acum s-ar putea să nu puteți da comenzi, dar cu siguranță am să vă anunț pe Instagram. Urmăriți-mă pe Instagram că o să vă spun acolo că se pot da din nou comenzi la Vioris și puteți să încercați. Luați-vă o fiolă din aia de 12 ml din Tubi dacă vă plac parfumurile dulci, florale, floral, o dulci, nu știu, elegante. Luați-vă o fiolă din aia să vedeți cum este, că este minunată. Este, deci îmi place parfumul ăsta de nu se poate. Și, da, astea sunt variantele de 50 de mililitri, sticluțele. Mi se par foarte drăguțe, simple, dar foarte, foarte cochete, așa. Și, evident, mi-am luat Paradise-ul mare, care e Paradise-ul, știm că, deja, m-a cucerit. Stați așa. Pe asta nici nu-l folosisem până acum pentru că am folosit asta, cum îi zice, varianta mini de 12 ml. Îmi plac foarte, foarte tare și sunt foarte drăguțe. O să vă las link-uri de la ambele parfumuri în descriere. Și o să vă anunț, efectiv, v-am zis, pe Instagram când se refac stocurile, pentru că a fost, v-am zis, o problemă de în asta. Au fost și foarte multe comenzi în octombrie și noiembrie. Brand românesc, puțin oameni, logistica e destul de așa cum este, pentru că, na, e un brand micuț, dar îmi place foarte, foarte tare. Și când se dă drumul la comenzi, vă anunț. Cafea cu parfum. Minunat. Devis. Avem așa, primul colet. Asta, de la Notino. Mi-am dat o comandă pentru că aveam nevoie de șampon, că mi s-a terminat șamponul. Lăsând la o parte că balsamul mi s-a terminat de când lumea. S-a terminat șamponul și am dat o comandă să îmi ajungă șamponul, că nu mai puteam fără.
Și am luat de data asta, chiar asta vorbeam cu Georgiana cu Shikin Quest, că șampoanele de Lavella sunt super, super bune și că și ea zicea că numai din asta de Lavella folosește. Și avem așa, wow, stați că bine ambalate, ca întotdeauna, după cum știți că se întâmplă la Notino. Așa, avem așa, odată, șamponul de la Lavella, dar că de data asta mi-am luat Fusion, mi-am luat varianta Fusion, nu mi-am mai luat Oil Infused sau cum se numea? Oil Reflection se numea, da, Oil Reflection se numea gama cealaltă pe care am folosit-o până acum de la Lavella și am luat-o pe asta pentru că am vrut să văd cum este, că zice că este hrănitor. Eu sunt foarte curioasă de el, dacă e la fel de bun ca celălalt. Miroase bine, yay, we like it. Așa, am luat și masca de păr, n-am nevoie de foarte multă mască, dar e bună, e bine să fie. Din aceeași gamă, că am zis să merg pe game ca să testez produsele. Miroase bine, miroase super bine. Arată ca o mască normală, adică nu e așa, nimic wow, dar arată bine, miroase bine și cred că o să fie bună. Apoi, avem uleiul de păr în variantă mare, că l-am luat în variantă mică și s-a terminat în no time, adică nici nu știu când s-a dus. Am zis, what, che pasa? Așa că l-am... L-am luat pe ăsta mare. Ce s-a întâmplat? Ăla e laptopul meu care randează un clip și de-aia face gălăgie. Și l-am luat în variantă mare. Foarte, foarte bun uleiul ăsta de păr și îmi place foarte, foarte tare. Și de-aia l-am și luat. Apoi, avem un gel de duș cu AHA Botanical Body Soap de la Mario Badescu. L-am luat pentru că eu mai fac coșuri pe corp și mai ales în perioada aia magică a lunii, fac coșuri pe piept, ceea ce mă termină psihic și am zis că ăsta este bun ca să-mi exfolieze pielea, ca să nu mai am probleme astea, plus că v-am spus că eu sunt crocodil și am nevoie de exfoliere și un gel de duș cu AHA întotdeauna ajută. Apoi, am luat și un din ăsta de la Carmex, un balsam, pentru că îl am pe cel de se stoarce din el, mai am foarte puțin din el și am zis să-l am și pe ăsta, că e bine de avut în buzunar să fie acolo când mai ies la plimbare, când... am și uitat de ăsta, stați că am și uitat că am comandat ăsta, da! Bun, știți că am luat deodorantul ăla de la Micium, că eu trăiam cu impresia, trăiam în La La Land la mine, în La La Land, și trăiam cu impresia că nu are aluminiu. Și m-am uitat pe ingrediente și aluminiu este fix al doilea ingredient, după apă. Și am avut o reacție destul de urâtă de la el, pentru că, ok, alergică la aluminiu, și mi-a zis Aniela de acest deodorant că ar fi cu ingrediente ceva mai naturale, l-am găsit aici pe Notino, și mi-a zis să-l încerc, că este fără aluminiu. Ia să vedem ce zice aici. Fără bicarbonat de sodiu, fără aluminiu și fără din astea artificiale, fără arome artificiale, antiperspirant 24 de ore, Smidstick, cred că se numește, Smidstick, nu știu, o să vi-l las în descriere și vă țin la curent, vă zic dacă îmi place și dacă mă ajută sau nu. Ia să vedem și cum miroase. N-are miros, n-are cine știe ce miros. Haide bre, hai da, stați că se mișcă greu. Așa. Știu că am tot ziceți de deodorantele alea de la Nala și Eugenia am zice de ele. Este foarte solid, așa, e ca un... miroase bine. Are un miros așa, puțin a... eucalipt, parcă miroase puțin a eucalipt. Și Eugenia am zice de ăla de la Nala. Doar că problema este că lasă pete pe haine ăla de la Nala și de-aia nu l-am încercat. Că aia era ultima variantă și mi-a mai zis, v-am zis, Aniela de ăsta și chiar vreau să văd dacă funcționează și dacă este bun, pentru că mi-ar salva viața. A, este cu, dacă de-aia e roșiatic, este cu argilă de caolin și cu ulei de cocos.
ceea ce este bine. Așa, n-am o problemă, deci putea să fie și cu bicarbonat de sodiu, n-am o problemă, am o problemă cu aluminiu, efectiv, mănâncă pielea rău de tot și am niște reacții foarte urâte de la astea. Și am mai primit, pentru că am comandat produsele Levela, era o ofertă pe Notino, niște travel size-uri din astea de la Vela. Ultimate Repair, Step 1 și Step 2, adică șamponul și masca. Sunt două mini-uri, nu știu cum vedeți voi de la Ring Light, v-am zis, trebuie să folosesc Ring Light în perioada asta, îmi pare rău, dar se lavi, așa. Și da, astea sunt bune, când o să plec pe undeva o să fie bune, numai bune de băgat în bagaj, că nu mă ocupă mult spațiu. Apoi, avem două perechi de cizme, o pereche de la Epantof, o pereche de la un brand românesc. Cu care să încep? Hai să încep cu astea de la brandul românesc. Brandul românesc este Superlativ. Stați așa, să scot aici. Așa. Opa. Dărâm tot. Așa arată cutia. Și sunt niște cizme înalte și cu tocul scurt. Pentru că am vrut ceva comod. Da, eu am vrut ceva cu toc mic, jos. Au toc de 6 cm și... sunt cam așa. Cam așa arată. Cam astea sunt. Au tocul foarte, pentru mine e foarte mic ăsta, este, adică nu e toc, dacă e să mă întrebați pe mine. Și au aspectul ăsta de cizmă de călărie. Și le-am vrut pentru că au curbura asta aici pe gambă. Multe nu au. Și acum sunt foarte curioasă dacă o să-mi vină pe gambe încă. Eu am problema inversă față de toată lumea, că toată lumea are problema că sunt cizmele prea strâmte aici sus, nu, la mine sunt prea largi. Deci problema mea este că sunt prea largi, știți? Și în general asta e problema, că dacă le iau să-mi fie bune aici, pe zona asta, pe gambă, îmi sunt foarte largi aici și de asta m-am gândit că forma asta o să mă ajute, adică să-mi se ducă pe gambă. Și sunt din piele, Superlativ, în cazul în care nu știți, este un brand românesc care produce și vinde numai articole din piele, articole de încălțăminte și de marocănărie numai din piele, piele naturală. Și plus de asta au fost foarte accesibile, au fost ieftine, nu au fost scumpe absolut deloc cizmele astea și am zis că merită. Știți că m-a apucat chestia asta cu brandurile românești și am zis să le încerc. O să le cer, că nu le-am cerut acum, dar o să le încerc până postez clipul ăsta, o să le cer un cod de reducere, că am mai avut cod de reducere la ei și o să le cer iarăși să văd dacă vă să-mi dea un cod de reducere în cazul în care vreți să vă luați și voi ceva. V-am zis, eu mai am o pereche de ghete care sunt super confortabile și super bune. Ce îmi place la asta este că au talpa groasă, adică nu o să, nu se duc, e la fel. Tocul aici este, materialul ăsta este foarte bun. Nu sunt ele antiaderente, dar whatever. Au talpa groasă, ceea ce mă bucură. Și arată bine. S-au căptușală pe interior, nu sunt blănite. Și sunt foarte curioasă cum îmi vin pe gleznă, că tot așa am probleme cu cizmele, că îmi sunt largi pe gleznă și arată rău. Adică arată rău când îți largi pe gleznă. O scotem și pe cealaltă. Așa. Și o să le încerc și m-am gândit că pentru perioada asta când na, e așa și așa, sunt numai bune. Ia uitați ce drăguțe sunt, negre, simple, exact cum îmi plac mie și iarăși îmi place că nu sunt foarte butucănoase aici, fiindcă eu nu sunt cu trendul ăla, cu bocancii, cargo, știți? Și acum mai nou, cam toate cizmele pe care le găsesc sunt foarte mari aici, așa. Ori eu având piciorul finuț, nu mi se potrivesc, v-am zis, pare că sunt motanul încălțat în ale. Așa, și a doua pereche de cizme este, drumroll, please, așa, a doua pereche de cizme... A venit așa ambalată, nu știu dacă e cel mai fericit ambalaj, dar whatever. Este o pereche de cizme pentru plimbările mele cu fetele. Dacă vă aduceți... Stați așa. Dacă vă aduceți voi aminte, vă spuneam într-un vlog anterior că pe lista mea de shopping se află un articol pe care nu credeam că o să-l cumpere listă vreodată. Și anume, niște cizme de cauciuc. Da, sunt mai lucioase decât mi-aș dori. Adică îmi doream să fie un pic mai mate.
Dar toate bune este că sunt groase și nu sunt grele. Am cizme de cauciuc? Da. Pentru mersul la plimbare cu fetele. Because se necesită, mai nou, se necesită cizme de cauciuc. Ia să vedem. Și asta. Super cute. Da. Și iarăși, cu cizmele de cauciuc, mare problema este că, în general, le găsesc foarte, foarte grele. La asta mi-am luat 38 în loc de 37, adică numărul 5, se pare, în London style, așa, pentru că am zis că mai bag șosete mai groase, că na, cizma de cauciuc nu ține de cald și atunci am zis că poate bag șosete mai groase și să am loc. Stați așa, că simțeam... A, este ăsta. Super. Dar de ce e invers? Sau așa? Așa. Ok. Stați, că trebuie să-i pun talpa, tălpica asta, de interior. Așa. Și acum sunt foarte curioasă. Și astăzi o să mergem să le punem la... să le testăm. Să vedem cum sunt. Mai ales că acum e noroi prin grădină. Numai bune. Sunt numai bune, cred. Bun. Hai să probăm cizmele, să vedem cum stau și vorbim după. Da, poate mă vedeți. Nu prea, dar mă rog, încercăm. Laptopul meu își ia zborul, îl ignorăm pentru moment și încercăm prima dată cizmele de cauciuc, să vedem cum îs. Haulică. Mamă, dar mari sunt. Sunt cam mari. 38 e cam mare pentru mine. Ah, well. Merg. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai înalte. Da. Asta căutam și exact ce vă spuneam, nu știu dacă se vede la voi, dar sunt largi aici, chiar și cu pantaloni, pe dedesubt îmi sunt largi, din material reciclat. Yay! We love it! So, uitați motanul încălțat, eu sunt, motanul încălțat. Acum, dacă vedeți ceva, eventual, cam așa, foarte sexy, sunt extrem de sexy, sunt cea mai sexy persoană din lumea asta, eu sunt, m-ați nimerit, yay, I love it! Ok, hai să le încercăm și pe celelalte. Unde sunteți? Asta de aici. E, aici se complică puțin lucrurile. Vedeți? Mi-ar fi plăcut să fie în alte case, vedeți? Dar de unde? Numai de pescar se găsesc la noi înalte. Hai că poți. Ok. Așa, e, aici v-am zis că se complică puțin lucrurile, că pantalonii ăștia sunt și largi și nu știu dacă sunt neapărat pantalonii potriviți pentru a purta cizmele astea, dar încercăm, măcar de test, așa, măcar de probă. Ce e bine, din ce simt eu, e că mă strâng pe gleznă cu pantalonii ăștia. Dacă pun altceva, s-ar putea să fie ok. Ce s-a întâmplat aici? Îmi place. Îmi place că stau strânse pe gambă. Nu știu dacă le vedeți. Să-mi ziceți dacă, dacă nu le vedeți, nu pun bucata asta de clip. Așa, dar vin bine. Adică mi se pare că vin bine. Ia să o iau și pe cealaltă. A, și până la urmă nu arată rău nici cu pantalonii ăștia, doar că mă strâng puțin la gleznă când s-a strâns pantalonul. Oh, unde este cusătura de la blug? Ia să vedem. Come on, you can do this. Haide. Așa? Ce ziceți? Cum vi se pare că arată? Mie mi se pare că arată bine, cel puțin din câte văd eu. Da, arată bine și
Partea bună la ele, că sunt strânse, este că poți să le porți și cu rochie, nu numai cu pantaloni. Aici sunt puțin lărguțe, pentru că da, am piciorul subțire, asta este. Sunt aici un pic lărguțe, dar nu este ceva deranjant, că de obicei mie îmi stau foarte lăbărțate aici cizmele de genul ăsta. Și nu sunt deloc înalte, pentru mine nu sunt deloc înalte, sunt ca și cum aș fi în Adidas. Deci, super. Da, și v-am zis, nici nu scumpe. Și o să le cer, neapărat o să le cer cod de reducere pentru voi. Și o să vi-l pun aici pe undeva pe ecran, pentru că mi se par foarte, foarte ok. Și oricum, o să le mai port. Sigur o să le port acum în vlogmas și o să vă țin la curent cu ele, cum sunt, cum se comportă și așa mai departe. Și, da, chiar mi-ar plăcea foarte tare să aveți și voi un cod de reducere, fiindcă sunt super bune. Plus că sunt brand românesc, ei. Și chiar sunt foarte faine. Chiar îmi plac. Ia. Da, vin super bine. Chiar și cu pantalonii ăștia. Vin bine. Dacă îi aranjez jos aici, e fix aici ai cusătura. Dacă îi aranjez bine cusătura, ea o să fie comun. Deci arată super. Spuneți-mi și voi în comentarii cum vi se par. Am venit, că le-am promis. Și ce credeți? Când am ajuns la capătul locului, la capătul grădinii, se întorceau acasă, pentru că mă pierduseră din vedere și credeau că nu mai vin. Că s-a apucat să alerge niște ciori. E un câr de ciori pe acolo și s-a apucat să le alerge pe alea și m-au scăpat din vedere. Și au crezut că nu mai vin. Și se întorceau acasă. Eu strigam după ele nimic. Ia. Zuza nebună e pe aici. Aleargă. Miroase peste tot prin câmp. Vulpiță e în spate. Și Udiță n-a venit. Nu e în casă, nu știu pe unde s-a dus, dar nu a venit. E la vânătoare, sigur. Iar îmi vine cu un șoareci. Așa. Și cum ziceam, sunt cam mari cizmele astea, dar merge. E bine că mai intră o pereche de șosete groase în ele. Asta e bun. O să fie bine la iarnă. Cam bate vântul acum și cam taie, așa e, cam din ăla rece care taie. Dar măcar scap de datorie de a plimba maimuțele. Laptopul meu în continuare își ia zborul. Am o nectarină aici și nimic nu spune mai mult că vine Crăciunul, faptul că începe să miroasă citrice. Deci nimic nu e asociat în mod bizar, niște fructe exotice sunt asociate cu citricele. Am mai discutat treaba asta în anii trecuți și anume că vine cumva și pe fondul faptului că atunci când eram noi mici, citrice sau portocale, mandarine, găseam numai în perioada Crăciunului sau mai des atunci. Dar într-un fel are și sens, pentru că ele acum se culeg, deci asta e perioada lor de coacere. Acum încep să se culeagă în decembrie și are sens ca acum să fie în sezon. Deci ăsta e momentul lor, că oricât de aiure ar fi pentru noi, miros de brad și citrice, ăsta este mirosul sezonului. Și sunt tare fericită că am găsit, am luat astăzi câteva de la magazin, mi-a dat vecina mea câteva dimineața și am luat și eu de la magazin, pentru că da, și sunt miroase așa de bine. Ziceam că laptopul meu în continuare și a zborul. Are o chestie, deci se supraîncălzește și începe ventilatorul să facă urât. Da, până la urmă, ziua de astăzi mi-a fugit de sub picioare, nu știu, s-a dus. Cert este că, după cum vedeți, biblioteca e în același stare, n-am reușit să o aranjez, deci rămâne pe mâine. N-am reușit să fac nimic din ce mi-am propus. Singurul lucru pe care l-am făcut a fost că am dat beculețele jos de pe brad, pentru că nu-mi plăcea. Și am văzut într-un clip, că mă uitam acum pe ce am filmat astăzi, și era și strâmb, stătea săracu așa, ziceai că cere de pomană, și l-am aranjat, l-am dat și mai încoace, că era prea înghesuit în colțul ăla. I-am pus din nou beculețele și mâine sigur mă ocup de decorat. Oricum, v-am spus că la mine treaba asta cu decoratul nu e așa o chestie de
două minute de, nu știu, o seară de așa, adică pentru mine tot procesul ăsta și în special cu bradul îmi place să țin așa la lung câteva zile, deci de-aia nu mă deranjează, pentru că e bine, e, face parte din treaba asta cu spiritul de sărbători, în ce mă privește. Și chiar asta vorbeam cu Pebbles în seara asta, că se crizase foarte tare, fiindcă a văzut pe internet cum cineva își cheamă o firmă să-i facă bradul acasă, fiindcă era prea greu să-și facă singură bradul persoana respectivă. Și mi se pare, nu știu, lumea asta consumeristă în care trăim ne-a făcut să devenim foarte, foarte comozi. Adică a ajuns un lucru pe care îl asociam poate cu familia sau cu tradițiile noastre personale sau cu casa sau cu atmosfera de familie, atmosfera de sărbători, a ajuns să devină o corvoadă. Și asta vine tot pe fondul faptului că suntem prea comozi. Adică totul, cum zic și lui Pebbles, bă, și la tine, inclusiv la ea, totul trebuie să fie repede și ușor. Adică dacă nu e repede și ușor, doamne, începe să se plângă. Și nu este doar ea așa specială că face chestia asta, am văzut la foarte multe persoane treaba asta, că se plâng constant de absolut tot. Oricum noi suntem maestri la a ne plânge și mai ales pe internet este locul special în care tuturor ne merge foarte bine, dar în același timp ne și plângem foarte mult, știți? Mai ales de cât muncim. Deci aia, când o aud pe aia cu plânsul de muncă, vai, dar cât muncesc eu, vai cât am muncit pentru o poză. Nu poți să muncești mai mult decât un fotograf pentru o poză. Deci n-ai nici profesionist, n-ai nicio șansă. Nicio șansă să muncești mai mult decât Bărăgan sau decât alți fotografi celebri pentru o poză. Niciodată. Oricât te-ai lăuda. Deci nu, nu există. Dar hai să ne calmăm. Dar lumea asta super consumeristă în care trăim ne-a făcut să ne se pare greu inclusiv să ne comandăm bradul. Că făcea pe băls o cum să zic, o retrospectivă așa, că sarmale nu mai facem pentru că așa, mâncare nu mai facem, deci trebuie să o comandăm. Cadourile ne vin acasă pentru că nu ne mai ducem după ele, ne e greu să ne ducem după ele, acum ne facem bradul acasă, vine cineva să ne decoreze și ce ne mai rămâne? Adică ce mai rămâne din sărbătoare? De stat cu familia nu stăm pentru că ne inventăm activități ca să nu stăm unii cu alții, deși zicem că mergem la târgul de Crăciun sau mergem în altă părți ca să petrecem timp de calitate. Iarăși o frază care mă scoate din sărite maxim când o aud pe asta. Petrecem timp de calitate. Ce e aia? Ce e aia? Adică ce înseamnă? Doar pentru că trăși plodul după tine prin mall și tu te zgâiești la magazine în timp ce săracul copil este debusolat de tot ce se întâmplă și vrea bomboane și vrea și aia și vrea și aia și țipă la tine și nu ia acorzi atenție, asta nu înseamnă că e timp de calitate, știți? Sau îl duci în locuri din care nu înțelege nimic, nu înseamnă că petrești timp de calitate cu el. Just my fault. Așa, dar da, foarte, foarte haioasă chestia asta și da, vine pe fondul consumerismului și vine pe fondul și e puțin aiurea, că zic chestia asta chiar într-un clip în care am făcut un hold sau poate chiar e potrivit, pentru că ne-am învățat ca totul să fie repede, să fie de-a gata, să nu ne chinuiem, să nu depunem efort și după aia noi să ne plângem cât am muncit pentru asta, știți? Și așa dispare și farmecul sărbătorilor, dispare și farmecul familiei, dispare și farmecul la tot ceea ce facem. Adică totul se duce de râpă pentru că, da, na, așa. Da, eu vă las că aș vrea să termin de editat în seara asta și să mă retrag. Că v-am zis, ziua de astăzi nu mi-a ieșit cum mi-am propus eu, a fost total pe dos, dar nu-i problemă, că și mâine e o altă zi. Vă pup și ne vedem mâine. Ciao!